Salutare, poate erați obișnuiți ca toate canalele mele să fie într-un loc. Ei bine, le-am despărțit un pic. Am un canal principal care este acesta clasic al meu, care are un număr de abonați și câteva mii de clipuri video. Am avut niște probleme cu partea de copyright. Am fost raportat că am postat niște clipuri, de exemplu, cu erau cu niște colinde sau niște cântece folk. Și foloseam niște versuri și am fost raportat că încalc drepturile de copyright. Și am considerat că cel mai bun lucru pe care l-aș putea face ar fi să creez alte două canale, unul de conferințe secundar și unul pentru filmări. Și în afară de canalul acesta principal al meu, veți mai găsi două canale. A fost singura soluție de a mă asigura că dacă vreodată voi avea probleme, voi putea să nu pierd toate clipurile. La mine filmările de cântări sunt ceva secundar, nu sunt foarte, nu ocupă un, nu au un impact foarte mare, dar din cauza problemelor de tip copyright am decis să fac acest lucru. Și atunci veți putea face click, când mergeți pe canalul meu, veți putea face click în partea dreaptă. Aici pe canalul acesta sunt abia la început cu clipurile video. Am făcut legături de la canale, de la unul la altul sunt legate între ele și puteți să vă uitați peste ele. Am considerat că este cea mai bună soluție. Îmi dau seama că poate fi mai incomod să vă abonați la toate cele trei canale ca să primiți noutăți de la mine, dar aceasta e situația. Mulțumesc!